Noua Caledonia este o insulă situată la sud-est de Australia cu o suprafață de 18.734 de km pătrați și o lungime de 400 de km. Populația Noii Caledonia numără peste 250.000 de oameni, majoritatea fiind de origine melaneziană și polineziană. Acești oameni vorbesc 38 de limbi diferite. Limba franceză este limba oficială, dar în școli se vorbesc dialecte locale. Biblia este tradusă numai în 4 din aceste limbi. Din punct de vedere economic, Noua Caledonie este prosperă datorită zăcămintilor de nichel. Și anume 40% din minereul de nichel se găsește în Noua Caledonia, fiind al treilea producător din lume. Noua Caledonia a fost o colonie franceză. Această societate seculară asigură libertate religioasă, dar marea majoritate a oamenilor nu au niciun contact cu Biserica lui Dumnezeu. În Noua Caledonia lucrează 17 misionari din 5 agenții. Pentru cea mai mare parte din populația nativă Kanak, creștinismul este ca o coajă subțire care ascunde practicarea și credințele animiste ale trecutului. Să ne rugăm pentru acești oameni. Descendenții francezi se numesc caledoșe și trăiesc foarte izolați. Să ne rugăm pentru întoarcerea lor la Dumnezeu. De asemenea, să ne rugăm și pentru emigranții arabi musulmani care au emigrat din insula Java, ca Dumnezeu să lucreze și în mijlocul lor. Cea mai mare nevoie și lipsă este ca Biblia să fie tradusă în limbile înțelese și vorbite de oameni. Când ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Amin.